acestei sesiuni de lucru. Este așadar prima noastră întâlnire pe topica acestei conferințe, în care avem câțiva invitați foarte prestigioși, așa cum se semnala mai devreme. Ei vin din perspective disciplinare deliberat diferite, tocmai pentru a-i pune împreună și pentru a încerca la capătul acestui simpozion să întregim imaginea și să răspundem la ceea ce e cu adevărat important și ceea ce putem face noi în calitatea de, și de intelectuale angajați și de oameni preocupați de destinul tinerilor care vor veni și vor prelua ștafeta de la noi, pentru a le oferi și pentru a trăi întregi într-o lume care nu e doar rătăcită de aceste iluzii, așa cum spunea și domnul Adrian Lene. Vă propun așadar ca toți cei care urmează să prezinte să o facă în aproximativ 20 de minute. Voi avea și rolul de a contabiliza aceste minute și am să le cer de pe acum permisiunea să intervin atunci dacă este cazul în situația în care ne apropiem de granița convenită deja. După fiecare intervenție va fi un spațiu al dialogului, al întrebărilor, deci avem un spațiu alocat și pentru tipul acesta de intervenții și vă rog să vă pregătiți eventualele întrebări și neclarități pe care le doriți clarificate. Primul din această secțiune de lucru este, așa cum ați observat cu toții și în bună măsură, animatorul principal al acestei întâlniri, acestui simpozion. Este una dintre personalitățile teologiei românești cele mai intrate, o voce foarte autorizată și o voce care, consecvent, de ani buni, a păstrat dialogul dintre biserică și societate. Îl invit așadar pe domnul profesor Adrian Lemeni să ne prezinte tema Chimera transumanismului cu privire la depășirea morții prin tehnologie. Domnule profesor, vă rog. Mulțumesc mult, domnule profesor, domnule moderator, și am pregătit referat pentru tema anunțată deja de domnul profesor, Chimera transumanismului. Cu privire la depășirea morții prin tehnologie, am pregătit textul, evident, nu o să citesc, o să prezint liber ceea ce am pregătit și într-o formă cât se poate de concentrată pentru a mă încadra în timp și o să vă rog, domnule profesor, poate cu 2 minute înainte să mă atenționați, dar e foarte bine dacă aveți dat și cartonașul, e în regulă. Într-o primă parte o să evidențiez câteva coordonate cu privire la ceea ce înseamnă orgoliul de tip luciferic, care motivează demers de tip transumanist și o spun foarte direct, fără niciun fel de ocoliș, acest spirit de tip luciferic care motivează în fond acest demers al transumanismului și totodată faptul că promisiunea de a depăși moartea prin tehnologie este o coordonată semnificativă a transumanismului. Identitară, emblematică. Și aici se vede, de fapt, dimensiunea de tip religios a transumanismului, chiar dacă unii o spun explicit, recunosc explicit acest lucru, dar alții, pentru a atrage, să zic, poate mai mult, pun în față această autoritate a științei și a tehnologiei, și mai ales în societatea de tehnicizată de astăzi, tehnologia are o autoritate aparte. Și numele științei și numele tehnologiei, de fapt, se încearcă această cultivare de tip chimeric, am spus, de a crede că moartea poate fi biruită în mod autonom, prin intermediul tehnologiei. Deci nu doar o îmbunătățire a condiției omului prin tehnologie, o augmentare a capacităților fizice, a capacităților psihice sau a minții,
și în cele din urmă, pe lângă depășirea bolii și a suferinței, biruinței, inclusiv a morții prin tehnologie. În prima parte o să mă refer la aceste lucruri, iar în a doua parte, din perspectiva teologiei creștine, o să evidențiez la fel foarte pe scurt faptul că asumarea conștiinței morții este esențială și este importantă pentru a dobândi și pentru a cultiva o conștiință a premeniciei noastre, acest pământ, și pentru a ne orienta spre cele veșnice. Revenind la ceea ce ține de spiritul luciferic, care cred este miezul demersului de tip transumanist. Preasfințitul Părinte Paisie deja a spus, moartea este expresia neascultării. Nu am fost făcuți pentru moarte, am fost făcuți pentru viață și pentru viață veșnică. Dumnezeu este Creatorul lumii. Viața este un dar. Este darul acestui Dumnezeu, Dumnezeul nostru cel viu și care ne cheamă la viață veșnică. Și cel care ascultă de Dumnezeul cel viu va trăi în viață. În mod constant ni se spune acest lucru. Sfântul Evanghelist Ioan, într-una din epistolele sale, o spune fără niciun fel de echivoc. Cel ce face voia Domnului va rămâne în viață. Cel care nu ascultă, iată, rodul neascultării este moartea. Dar foarte important să înțelegem. Natura morții este esențial duhovnicească. Aici este miza foarte mare și trebuie să înțelegem. Fundamental, natura ei este una de tip duhovnicesc. Protopărinții, după cădere, au murit înainte să moară fizic. Duhovnicește s-a produs moartea ca înstrăinare de sursa vieții. Apoi, ceea ce a urmat, neputințele, bolile, suferințele, limitările vieții și, în cele din urmă, moartea fizică, au fost expresii ale acestei căderi în plan duhovnicesc. Și, legat de spiritul luciferic, să reținem că, încă dintr-un început, spiritul luciferic se manifestă prin această inducere a iluziei că moartea poate fi depășită autonom, odată apărută, fără Dumnezeu. Și aici, încă dintr-un început, vrăjmașul, sub înfățișarea șarpelui Bitleac, vă aduceți aminte când le spune protopărinților. Când Eva, totuși, îi spune, Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm din acel pom, din pomul cunoștinței și al binelui. Și îi spune, nu, pentru că vom muri. Și a zis, nu. Nu, nu veți muri. Nu veți muri. Veți fi ca Dumnezeu. În acest îndemn, nu veți muri. Veți fi ca Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Observăm miezul, cumva, luciferic, în care, în mod autonom, este deturnată vocația omului, pentru că omul este chemat să fie asemenea Dumnezeu. Dumnezeu însuși spune, Dumnezei sunteți, fii ai celui prea înalt. Asta este vocația omului, de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu, prin Dumnezeu, prin Harul Dumnezeu. Și spiritul luciferic se manifestă în mod constant și s-a manifestat și în istorie pe această linie a deturnării unei vocații fundamentale și diavolul a venit cu ceva tare, vedeți, de la început. Veți fi ca Dumnezeu și veți cunoaște binele și rău. Pe această promisiune puternică și, de fapt, care e vocația fundamentală a omului, induce, adaugă după aceea și sau o modalitate de a împlini această vocație într-un mod autonom. Și în istorie, acest spirit luciferic se manifestă prin această tendință a diavolului de a imita
de a mai muțări până la urmă lucrarea lui Dumnezeu, de a caricaturiza, dacă vreți, de a caricaturiza pe Dumnezeu și lucrarea Lui, de a schimonosi lucrarea Lui Hristos, de a o întoarce pe toți și de a substitui cu o promisiune care este înșelătoare pentru a ne angaja în ceva măcitor, cu ceva care se duce. Iar această seducție este una colosală, prin care ne este promisă biruința morții prin tehnologie. Moartea, adversarul cel din urmă, cel mai de temut al omului. Iată, ni se promite că acesta poate fi biruit, acest adversar, în mod autonom, prin tehnologie. Transumanismul, repet, își face din propaganda ideologică o etichetă identitară cu această promisiune de a depăși moartea prin tehnologie. Unul dintre cei care propagăm, să zic, această linie, Alexandre Lorrain, în francez, în 2015, publica o carte intitulată Moartea morții. Cum tehnomedicina va bulversa umanitatea. Și arată el acolo foarte încrezător și e adevărat lozincard, dar până la urmă și cu un discurs care poate să fascineze și mai ales plecând de la ceea ce am trăit în ultimii ani, poate să devină foarte cuceritor. Spune el cum prin nanotehnologiile actuale, prin terapiile genice, prin terapiile date de clonare, prin biologie sintetică, prin biologia sintetică, prin biotehnologii, se va ajunge la rezolvarea problemei morții, la abolirea morții. Și spune el, vom revendica dreptul de a nu muri. Dreptul de a nu muri. În continuitate cu revendicările, cu drepturi, au fost, iată, drepturile ale omului, dar chiar dacă cei care vor fi nemuritori, poate nu vor mai fi oamenii pe care noi îi știm noi, cum spun reprezentanții transumanismului, deci Homo sapiens va fi substituit de o altă specie, de, poate încă mai greu de definit, Homo technicus sau alte definiri, oricum o fază intermediară pe care o propune transumanismul, până la condiția postumană, în care condiția biologică va fi depășită, realitatea biologică va fi depășită. Și spune Lorrain, avem dreptul de a nu muri și de a revendica acest drept. Și tehnologiile ne vor permite acest lucru. Și pe această linie construiește un discurs care poate fi fascinant, spuneam, și cred că mulți oameni vor fi cuceriți prin intermediul rezultatelor din tehnomedicină, o numește medicina, în care vor fi integrate biotehnologii, nanotehnologii și terapiile de care vă spuneam, terapiile genice, de reconfigurare până la urmă a unei alte identități, în care e adevărat spectaculos nanoroboți introduși în organismul nostru, care s-a făcut un experiment la Oxford în mai puțin de o oră, elimină celulele maligne din organism. E cu adevărat cuceritor, mai ales pentru omul aflat în suferință, care ar da poate orice. Orice. Și aici trebuie văzut prețul. Ăsta cred că va fi unul din punctele cheie pentru viitorul apropiat. Și să ne întrebăm care este prețul pe care trebuie să-l plătim atunci când, da, poate inclusiv o astfel de terapie poate, cel puțin pe moment, să rezolve niște probleme care par incurabile. Transumanismul cred că prinde tocmai pe acest fond în care, în societatea actuală, societatea tehnizată de astăzi,
este extirpată logica crucii. Nu mai asumăm crucea. Pentru a transfigura încercările care ne sunt date și care ne sunt date de fiecare dată, nu pentru a rămâne doar la ele și pentru a fi biruiți de ele, ci pentru a ne înnoi într-un mod sufletesc. Pentru că moartea, în mod autentic, nu poate fi biruită decât din interior, fiind asumată și printr-o înnoire a vieții care presupune sufletul, angajarea cu sufletul într-o viață duhovnicească. Sunt mai multe direcții ale transumanismului în care, așa cum spuneam, ni se propune, prin luciferismul de tip transumanism, ni se propune în cele din urmă abolirea realității. Sunt unii autori care spun acum, pe linia corectării politice, că realitatea este reacționară. Nu este nici de stânga, nici de dreapta realitatea. Realitatea e realitatea. Dar acum realitatea este considerată reacționară. Și trebuie construită o altă realitate. Deci această himeră de a substitui realitatea, de a substitui viața cu simulacre de existență, de a ține de acest demers de tip luciferic, de a-l corecta pe Dumnezeu până la urmă, în care creăm o altă lume, ocultăm lumea dată, realitatea dată de Dumnezeu, pentru a face o altă realitate de tip virtual. Și mai mult decât atât, coroana creației, omului, natura omului. Reconfigurăm natura omului. Iar transumanismul pe această linie ne pune în față depășirea biologicului. Și așa cum arăta un filozof francez, Vergely, Bertrand Vergely, el spunea că transumanismul se impune prin seducție și impunere totodată. Unii sunt seduși, sunt promisiuni extraordinar de generoase. Cei care nu se lasă amăgiți și au o atitudine de rezistență, sunt marginalizați, sunt discreditați, sunt etichetați, fundamentaliști, retrograzi, anacronici, sau noua etichetă dată de transumaniști, bioconservatori. Adică cei care rămân atât de primitivi încât mai asumă încă ceea ce ține de condiția biologică, de realitatea trupului. Observăm pe această linie filozofică, vorbim pentru că și insist asupra acestui lucru, e important să înțelegem că există rădăcini ideologice și filozofice ale transumanismului și că, deși transumanismul invocă știința și tehnologia, în cele din urmă este o religie seculară cu rădăcini, e adevărat, într-o anumită viziune asupra lumii, care se fundamentează pe încrederea în puterile autonome ale omului. Și în momentul, iar din acest punct de vedere, din această perspectivă, pe această filozofie, două coordonate sunt semnificative pentru transumanism. Milenarismul și gnosticismul. Milenarism, în cheie teologică știm, promisiunea raiului, dar al raiului pământesc aici. Vom face noi un rai, aici și acum. Raiul pământesc. Și acest lucru ține de înveșnicirea condiției căzute. Spuneați pe Sfinția voastră foarte bine, plecând de la textul Sfântului Vasile cel Mare și, într-adevăr, Părinții Bisericii arată că moartea este îngăduită de Dumnezeu pentru a nu fi înveșnicită această condiție a stării căzute. Pentru că Dumnezeu de fiecare dată întoarce ceea ce pare și o cădere, inclusiv căderea a fost întoarsă pentru a-și duce pe mai departe planul care rămâne același de a-l înveșnici pe om, dar prin Harul lui Dumnezeu. Și transumanismul merge pe această deturnare de a arăta că împărăția lui Dumnezeu
e una care poate fi construită aici și acum, în mod autonom. Și gnosticismul, pe lângă încrederea în puterea rațiunii formale, gnosticismul, în mod puternic, este încadrat într-o logică aniconică. Nu una iconică, una potrivnică întrupării. Ori toată gândirea și toată viața tradiției noastre, a tradiției bisericii, toate sunt înrădăcinate, și asta este specificitatea credinței noastre, sunt înrădăcinate în întrupare. Da, o să închei așa foarte pe scurt prima parte pentru a spune câteva cuvinte și din partea a doua. Doar o să menționez aici un nume cunoscut, Jacques Attali, a fost foarte mulți ani consilier al mai multor președinți ai Franței, cu lucrări cu impact. Are într-o lucrare de-a sa, scurtă, Istoria viitorului, la un moment dat precizează despre faptul că undeva în jurul anilor 2050 nu vor mai exista state naționale, va fi un hiperimperiu la nivel planetar și în care fiecare secundă a noastră, spune el, va fi trăită în logica consumului și a ofertei, în care omul va trăi sub tirania propriei voințe, asaltată și stimulată de stimul exterior, induși prin tehnologie, prin merite tehnologice. Foarte asemănătoare descrierea acestui hiperimperiu cu minunata lume nouă, descrisă de Huxley, de Aldous Huxley. Dar ceea ce este semnificativ, spune el, undeva la un moment dat, în contextul acestui hiperimperiu, spune el, moartea va fi abolită prin biotehnologie. Și omul nu va mai cunoaște moartea. Dar spune el, atunci când ultima clona omului clonat va nu mai avea conștiința omului în care a fost reprodus, acel om nu va mai muri niciodată, dar nu va mai muri niciodată pentru că nu s-a născut niciodată. Întrucât într-o asemenea lume, inclusiv nașterea, viața și moartea sunt reglate tehnologic. Și pe această linie sunt autori care au avut curajul să demaște, e adevărat, nu foarte mulți, pentru că e un mare curaj, dar au făcut-o, să demaște această nouă barbarie și să o numească efectiv ca atare. Nouă barbarie fundamentată, e adevărat, iată pe achiziții și rezultate ale tehnologiilor și biotehnologiilor. În 3 minute, foarte pe scurt, aș vrea doar să puntez în a doua parte din perspectiva tradiției creștine faptul că, și Preasfințitul deja spunea, nu moartea, nu a murit, este cel mai mare lucru. În starea căzută, asta este realitatea pe care trebuie să o asumăm. Și cum biruim moartea? Prin asumare. Toată tradiția bisericii noastre ne arată că moartea poate fi depășită prin înnoirea vieții noastre în plan duhovnicesc. Și că în momentul în care asumăm moartea, putem să cultivăm o conștiință a vremelniciei noastre și să folosim fiecare clipă în perspectiva veșniciei. Viața poate fi trăită mult mai profund atunci când avem această conștiință a morții, a vremelniciei. Atunci, în fiecare clipă a existenței noastre pe acest pământ, fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare gest are o relevanță aparte și această relevanță este deschisă spre perspectiva veșniciei. Trăim în această perspectivă. Dar trebuie asumată crucea. Trebuie asumată această răstignire față de lume. Atunci când asumăm conștiința morții, ne putem desprinde mult mai ușor față de ceea ce înseamnă Duhul Lumii. De fapt, transumanismul ne leagă cu totul de cele văzute. Și organizează foarte puternic Duhul acestei lumi. Ori în momentul în care noi avem conștiința morții, cum spun părinții,
Monumentul e cea mai înaltă bugetare, această ostenială a cugetării la moarte, dar nu într-un sens prăpăstios apocaliptic, ci cu încrederea că moartea deja a fost biruită. Și în momentul în care asumăm credința și crucea, știm foarte bine că doar prin cruce există înviere. Există o legătură profundă interioară între cruce și înviere. Da. Un minut, iar regulă. Sfântul Apostol Pavel spunea foarte clar, mor în fiecare zi. Această stare de a muri este starea de răstignire și starea de a depăși orice amăgire, în care conștientizăm că nimeni și nimic din lumea asta nu este netrăgător pe acest pământ. Și că nu ne legăm de proiecte pe care noi vrem să le înveșnicim și să ne înveșnicim în această condiție căzută a existenței. Aceasta este perspectiva de forță pe care o ridică, ne-o pune în față tradiția bisericii noastre. Vreau să citez un text foarte scurt, nu mai citesc acum, dar foarte reprezentativ, indic doar cartea și vă recomand deosebită a arhimandritului Emiliano Simonos, Simonos Petra, Simonos Petritu, Așteptarea lui Dumnezeu, publicat în 2019, la arat. Așteptarea lui Dumnezeu, despre boală, despre suferință și moarte. Uluitor felul în care părintele Emiliano, plecând el însuși de la o boală grea și trăită mulți ani, felul în care asumă crucea și ne arată importanța asumării crucii. Și închei, pentru că suntem în perioada pascală, cu ceea ce spunem noi în troparul Învierii. Și am cântat chiar de dimineață despre Hristos. Cu moartea, pe moartea călcat. Deci moartea, omorârea morții a fost biruită prin moarte. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, făcându-se om, a asumat moartea, a asumat până la capăt moartea. Și în felul acesta a biruit-o. Și ne arată fiecăruia dintre noi, cum ne spune foarte clar, atunci când își învie prietenul său, când îl învie pe Lazar, înainte de a-l învia, când le spune surorilor sale, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Asta este forța credinței noastre. Nu doar a unei credințe iluzori, a ceea ce deja în trup, iată, s-a trăit. Dumnezeu nostru în trup s-a întrupat. Nu a fost nimic online, spuneam și miercuri seara. Nu s-a întrupat online, nu a pătimit online, nu a trăit online, nu s-a răstignit online și nu a înviat online, ci în trup. Apropo de depășirea condiției biologice. Și în felul acesta, cred că putem și noi, având această conștiință a faptului, a ne trăi viața ca o trecere, ca o trecere, spune Sfântul Apostol Pavel, nu avem aici cetate stătătoare, sunt străini, sunt călători pe acest pământ, ca trecere, putem intui sensurile profunde, luminoase, ziditoare ale Sfintelor Paști. Aceea de trecere, de trecere de la moarte la viață. Vă mulțumesc mult! Să aveți curte intervenții de asemenea, care să ducă mai departe aceste idei enunțate atât de clarificator de domnul profesor. Vă rog. Profesor a pomenit despre transumanism, care spun că natura este reacționară. Creația este reacționară. Prin asta arată exact cum schimonosesc din nou mesajul teologic, pentru că dacă vă uitați în, cred că în Filocalia 7, Sfântul Simeon Nou Teolog spune că după cădere, aerul n-a mai vrut să fie respirat de oameni, soarele n-a mai vrut să strălucească și pământul n-a mai vrut să poarte pe om pentru că a păcătuit. Și toate animalele s-au răzvrătit împotriva omului, deci într-adevăr natura a devenit reacționară, iar Dumnezeu a oprit ca natura să nu distrugă pe om și a impus legile care sunt și astăzi. Deci din nou o schimonosire a mesajului. Mulțumim. Vă rog.
Lucie. Pentru că nu sunt smerită, m-am îndrăznit să iau o poziție socratică și să spun că eu știu că nu știu nimic. Pentru că mă aflu într-o ceață. Ca medic, ca om, ca femeie, ca persoană care competează cu psihologia și cu filozofia. Și dumneavoastră tot vorbiți de moarte, cu moarte, pre-moarte, călcând viață veșnică de lângă. Întrebarea mea este cine moare? Cine moare? În medicină, mai mult sau mai puțin pozitivist, era vorba de corpul omului pe care îl vedeam, îl vindecam. În psihanaliză tot aud de ego, sine, supra-eu. În cea lacaniană aud de o variantă trimitală, imaginații voi și real. Tot aud de agency, tot aud de individ, de interdivid la numirea. Tot felul de subiecti, scindați, căzuți, în timp străine. În română avem corp și trup. În germană avem life și körper. În franceză avem le corps et la chair. În engleză tot aud de embodiment și de body. Întrebarea mea este cine nu are? Mulțumesc. Și cine este acest trup? Ca oftalmolog, ochetez cu ideea de lumină. Acolo ați scris, in the life of. Lumină necreată. Despre ce fel de trup, corp vorbim? Cine este cel ce moare și învie? Mulțumesc mult. Da, mulțumesc, mulțumesc pentru întrebare. Moartea este o trecere importantă să înțelegem, cel puțin din perspectivă creștină, acest lucru. Chipul lui Dumnezeu, legat de om, de identitatea omului, spuneam, omul, identitatea profundă a omului ține de chipul lui Dumnezeu în om. Și acest chip nu moare niciodată. Darul lui Dumnezeu, odată ce Dumnezeu dăruiește ceva, nu se mai ia niciodată. Pentru toată veșnicia. Chipul e dat. Și el este un dat ontologic și pe care îl păstrăm și sugestiv chiar la slujba înmormântării, se spune acest lucru foarte semnificativ, chiar la slujba înmormântării, pentru a ști, inclusiv în acele momente, mai ales pentru a ști, nu pentru cel care trece, care deja trăiește trecerea, ci pentru cei apropiați și pentru cei care poartă dorul celui care deja trece. Biserica foarte frumos a rânduit acest text. Chipul slavei tale sunt. Slavei tale cele negrăite sunt. Deși port rănile păcatului. Deși port rănile păcatului și aceste răni ale păcatului mă aduce la moarte. Și iată, legat de moarte, trupul sau, dacă vreți, ceea ce ține de starea căzută a trupului, de elementele care se descompun, dar conform, în conformitate cu credința noastră știm că și trupul va învia. Deci vom învia cu trupul, ceea ce spunem noi că moare, dar dacă mergem mai în adânc, în mod fundamental, practic, nu e moartea ca dispariție. E doar ca o despărțire, dacă vreți, temporară a elementelor, a celor care poartă expresia acestor răni ale păcatului. Și acest trup, acest lut, lipsit cumva de Duh, pentru că Duhul este cel care dă viață. Suflarea de viață, care e de la Dumnezeu și care nu se ia niciodată și care însuflețește inclusiv trupul. Aceea rămâne. Și trupul, pentru că suntem trup și suntem, avem unicitatea noastră dată și prin trup, și Dumnezeul nostru s-a făcut trup. Și apropo de Lucifer, spun unii părinți că ar fi fost invidios Lucifer ca înger al slavei, pentru că ar fi intuit, el care dorea să fie egal Dumnezeu, ar fi intuit planul că Dumnezeu s-ar întrupa, s-ar face om. Și în felul acesta, omul ar avea o demnitate specială, cum spune Sfântul Grigorie Palama,
chiar și în raport cu îngerii. Deci, trup, ceea ce ține de starea căzută, se descompune și se reface la învierea de obște. Părinte Constantin, dacă... Eu mulțumesc mult pentru prezentare și în special pentru conexiunea făcută în prima parte în legătură cu lupta aceasta împotriva morții, care este condusă înspre zona ideologizării, până la urmă, a ceea ce înseamnă transumanism și toate demersurile legate de aceasta. Și e foarte interesant, poate de observat, că într-o primă fază, legat și de ce spunea doamna doctor mai înainte, într-o primă fază sau într-o primă etapă, moartea este prezentată omului ca fiind ceva rău și de evitat. Și vedem lucrul acesta, în special, poate sunt deja studii, discutam în urmă cu câțiva ani chiar cu domnul Alin Gabrieliu pe tema asta despre cum se moare. Și observam că moartea este medicalizată. Nu se mai moare firesc, acasă, în pat, înconjurat de rude și de familie și de prieteni de la care să ți-ai rămas bun, ci se moare undeva într-un spital. Și din cauza aceasta, în primul rând, este proiectată asupra noastră această atitudine legată de moarte ca fiind ceva rău, îngrozitor, de care trebuie să ne speriem și de care trebuie să ne ferim. Uităm că moartea este, în realitate, o chemare pe care realmente Dumnezeu ne adresează. Și aici ar veni și întrebarea pe care o introduc, iată, poate un pic prea lung, Mitropolitul Antonie de Suroj. Are într-o cateheză legată de sfârșitul vieții noastre o observație, o meditație foarte interesantă despre faptul că Dumnezeu creează pe om liber, de plin liber. Și sigur că el, cu gândirea, cu profunzimea gândirii sale, vorbește chiar despre acea libertate. Întâlnim ideea aceasta la mulți teologi ruși. Libertatea ca omul chiar să poată să-L contrazică pe Dumnezeu, să se răstrătească împotriva lui Dumnezeu și așa mai departe. Însă spune, observă Antonie de Suroș, că există două limitări mari pe care Dumnezeu îi le pune omului. Libertății omului. Când se naște și când moare. Suntem liberi să facem orice, dar nu să ne naștem și nu să murim. Și de aici construiește Antonie de Suroș, mitropolitul, ideea aceasta a celor două momente în care, practic, Dumnezeu ne cheamă. Odată ne cheamă la această existență pământească, după care prin naștere, după care prin moarte ne cheamă la existența dumnezeiască. Și de aceea, de multe ori, folosim termenul acesta pentru moarte în biserică, s-a născut la cer. Ca o a doua naștere. Și cumva întrebarea sau provocarea mea era, observăm că în transumanism se pune un accent foarte mare pe evitarea morții, pe toate tehnologiile acestea de a se evita moartea, însă în același timp observăm că și pe momentul nașterii se pune o presiune extraordinară. Și aici, sigur, pușchea pe limba mea, acum, da? Există ideologia de gen care ne cotropește și care ne spune că ok, se poate căsători un bărbat cu un bărbat și o femeie cu o femeie sau orice combinație ne putem imagina, dar din acest cuplu nu se vor putea naște copii niciodată. Ei bine, există presiunea care se pune pe posibilitatea de a avea copii fără să mai aibă loc naștere. Și vedem, deci, că ambele momente, practic, sunt puse, sunt luate în colimator. Exact de această ideologie și încercam să vă provoc, sau eu știu dacă aveți un gând legat și de chestiunile legate de naștere. Da. De a veni pe lume. Mulțumesc, Părinte Profesor, Profesor Cincar. Și, într-adevăr, e foarte adevărat, vedeți, transumanismul a fost pregătit cu mulți ani înainte și îmi vine în minte, de exemplu, un nume, Filip Arie, care are două volume traduse și la noi, la Editura Meridiană, dar acum mulți ani, Omul în fața morții, în care descrie foarte concret felul în care în societatea consumeristă este evitată moartea, este considerat un adevărat sacrilegiu, un adevărat scandal de a discuta în public sau de a purta doliu bună oară sau de a-i aminti omului că moare, pentru că acest lucru, evident, nu este productiv. Omul care trebuie să consume permanent,
redus la un animal de consum în momentul în care se pune în față moartea, condiția vremelniciei, nu e eficient. Și de mulți ani deja trăim astfel de realități. Încă în urmă cu 20 de ani, cred, eram în Franța, atunci deja erau buni ani, când acolo faptul de a discuta sau de a purta doliu deja era cu adevărat un scandal. Și, mă rog, mi-aduc aminte un prieten apropiat, mama lui era pe moarte și era mâhnit, era supărat, se gândea. Și cum trebuia să fii tot timpul vesel în societatea de consum, să afișezi, erai condamnat la un anumit tip de fericire. Și când l-a întrebat, dar de ce ești așa, că nu ai voie nici măcar să ai o anumită tristețe? Și a zis, mama mea moare și mă doare acest lucru. Vedeți, exact ca sălbaticul din Înaltea Lume Nouă. Și a zis, bine, bine. Și în afară de asta, sava, pentru că nu se putea admite decât un răspuns că totul e bine. Deci, e o realitate. Legat de întrebare, și spuneam, arată și Atali, da, și nașterea este controlată, tehnic. În Minunata Lume Nouă, Huxley descrie foarte bine nașterea controlată artificial, tehnologic, viața și moartea. Absolut totul. Tehnologia integrează absolut totul, spunea domnul academician. Ea este în expansiune și, așa cum am arătat, plăcând de la alți autori, spunea un american, tehnologia nu ia prizonieri. Deci, încercăm, poate să punem frân, dar logica ei este de a cuprinde totul, de a fi invaziv. Și nașterea este foarte controlată. Deja vedem acest lucru și cred că în viitorul apropiat, prin biotehnologiile care se vor dezvolta tot mai mult, va fi, vom constata tot mai mult acest control foarte direct. Vă mulțumim foarte mult. Da. Sunt încă două întrebări deja anunțate. De ce nu veți? O să fiu foarte scurt. Când mă primește promic, o să fiu foarte scurt. Pe părintele Marius Ioana, care... Întrebare scurtă. Vă rog. Care parte trebuie să ne sperie? Sfântul Apostol Pavel spune, și de murim, și de trăim, tot ai Domnului suntem. Deci, indiferent că murim. Care pomoarte moarte trebuie să ne sperie? De vreme ce om contemporan își pune problema, cel puțin la nivel european, dar nu numai, problema e eutanasiei. Deci sunt presiuni foarte mari în state pentru eutanasiere. Deci omul chiar își dorește să moară, nu își mai dorește să trăiască. Și atunci, despre care moarte trebuie să ne înfricoșăm mai mult? Doi, dacă noi considerăm păcatul o consecință, moartea o consecință a păcatului, sigur că, din punct de vedere antropologic, există și mustrare de conștiință. În inteligența artificială, cum se numește această mustrare de conștiință? Eroare? Da, încep cu a doua, profesor Trăușan, care e specialist, poate o să-și prezintă. Inteligența artificială nu există suflet și nu cred că poate fi scalat harul, nu poate fi... Tocmai asta e prețul, cred, pe care trebuie să-l plătim. Poate o să discutăm și la prezentarea cărții. Atunci când numele inteligenței artificiale ne sunt puse în față fel de fel de rezultate și inclusiv aceste aspirații de a însufleți tehnologia, este o mare iluzie. Nu poate fi decât simulată o anumită parte de existență și prețul îl plătim tocmai în ceea ce e specific uman, dragoste, empatie, exact ceea ce spuneați, poate mostrare de conștiință. Nu cred că inteligența artificială poate genera conștiință și cu atât mai mult să există o mostrare de conștiință. Dar realitatea conștiinței nu poate fi atinsă de inteligența artificială. Iar legat de prima întrebare, din perspectiva tradiției scripturice și patristice, da, nu ar trebui să ne temem de moarte. Cine nu se teme de moarte? Cel care trăiește deja în dragostea veșnică, în Duhul iubirii veșnice. Dragostea biruiește moartea, biruit moartea. Cred că există o teamă și care cumva e firească în condițiile, repet, în condițiile cadrelor care țin de existența noastră căzută,
a poate a puținătății credinței noastre și a faptului că suntem legați de această lume pe care o cunoaștem, pe care este supusă simțurilor, care e palpabilă, în care trăim. Și poate această împuținare a credinței ne face să ne temem de moarte. Iar legat de eutanasie, eutanasia nu atât cred că vine din dorința de a muri, ci din neasumarea crucii, dorința de a evita o suferință sau de a se considera că se ajunge la o degradare care nu e permisă și atunci trebuie stopat. Deci, cumva, tocmai ceea ce ține de un anumit confort sau de o anumită evitare a suferinței cu orice preț, conduce la o legalizare a morții asistate și uneori chiar a morții asistate medical. Sunt mai multe state care au promovat această eutanasiere prin asistența medicală. Pe mine în grada misiune de a modera o dezbatere în care intuiesc, simt, văd din intervențiile dumneavoastră că mulți ați dorit să mai puneți întrebări și vă adresez rugămintea de a le redirecționa și la momentul în care va fi O să am și o prezentă la prezentarea mea și poate o să mai continuăm acest dialog și vă cer permisiunea domnul profesor. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că dorea să pun o scurtă întrebare. Ne-am putea și la articol, la prezentarea mea, ați avut o poziție vis-a-vis de realitatea virtuală care nu mi-e clară. Împotriva realității virtuale general sau împotriva anumite forme de realitate virtuală? Pentru că așa am sesizat. În rector este vorba asta, am vrut să ating și poate o să mai discutăm și la prezentarea cărții, în care am subliniat mai mult, de riscul de a substitui realitatea efectivă cu realitatea virtuală. Nu despre ceva punctual și nu despre situații punctuale, ci despre acest risc de a substitui realitatea efectivă cu realitatea virtuală. Vă mulțumesc și cer încă o dată iertare pentru cei din sală care nu puteți în acest moment. Vă rog să amânați întrebările pentru secvența prezentării volumului și vă mulțumesc, domnule profesor, pentru această extrem de convingătoare deschidere de discuție. Și am servit acum pe domnul profesor Florin Grădan, rectorul Universității Politehnică din Timișoara, să aibă o intervenție cu tema omul și tehnologia în control. Eu am să încerc să permutez pe imaginea pe display, în așa fel... Încep eu cum să folosesc cu pointer automat. Ok. De și atunci aveți la îndemână pointerul și puteți să folosiți în timpul prezentării telecomandă. Da, aparent nu mai. Asistați de imagini, unii am și două filmulețe scurte și atunci cumva mă regăsesc așa și din punct de vedere al discuțiilor în parțial, ca un mic elefant într-un magazin de porțelan, în sensul că discuțiile sunt altfel decât le avem noi în zona tehnică, discutăm probabil câteodată matematic, despre algoritm, despre partea de știință pură, dar sper să nu cele de fățel să nu dea jos un porțelan. Dacă e ceva, vă rog, cu mare plăcere. Eu am multe întrebări, nu am. Dincolo de un fundament creștin, nu am în zona științei, am multe întrebări. Am anumite, să zicem,
previziuni vis-a-vis de ce se poate întâmpla în zona noastră, știință și inginerie, în viitor, nu înseamnă că ele se adevăresc întotdeauna, dar în rest am încercat pe un suport, zic eu, destul de facil să vi le prezint și dumneavoastră. Am început, într-o parte introductivă, două citate, o să le dau citire. Primul dintre acestea spune felul următor: în lumea noastră, mai ales în care minunile creațiunii apar într-o lumină totdeauna mai vie, în care omul, prin genul său, supune domniei sale puterea și forța lor extraordinară pentru a le face să servească comodităților sale, luxului său sau și plăcerilor sale, în epoca noastră repetăm când operele și invențiile pe care le creează inteligența sau munca strajnică a muncitorilor se mulțesc cu fiecare zi și se răspândesc cu ideea nemaipomenită în întregul universul, suflete luptându-se pe de-a întregul creaților, cad într-o uitare completă a creatorului. Ei urmăresc bunurile trecătoare, mă rog, e o parte din acel citat. Iar al doilea, spune felul următor: criza pe care o traversează omul legată de faptul că organizarea sa fizică și psihică nu corespunde stadiului actual al tehnicii. Sufletul și trupul său au prins formă atunci când viața umană era în concordanță cu ritmul naturii și nu mă mai ținea încă seama de existența unei ordini cosmice, când mai era încă legat de mama Terra. Dominația tehnicii înseamnă sfârșitul erei telurice. Acum, ele par să fie din zilele noastre. Nu e chiar așa. Primul e un discurs al Papei Pius al XI-lea, undeva în 1930, deci aproape 100 de ani în urmă, la comemorarea 1500 de ani de la moartea Sfântului Augustin. Al doilea citat e primul chiar dintr-o carte pe recent primită de la domnul academician Volde, dar de Sfântul Augustin, cu două comentarii, unul la Papei Pius, mă rog, unul la 100 de ani și unul la Nicolae Ionă. Al doilea citat e, probabil că știți, vedeți jos că am pus Împărăția Spiritului și Împărăția Cetelului, Berdiaev, o carte destul de interesantă, citită de mine cu 20 de ani în urmă, care mi se pare că pune niște lucruri iarăși foarte actuale. Deci, chiar dacă aparent ne punem acum foarte multe probleme, ele sunt puse chiar atunci când tehnologia era într-o formă destul de, să zicem, primar, sau mă rog, anii 1930, că nu erau foarte multe cu dezvoltate, nu mai vorbim de internet și de tot ce înseamnă digitalizare, care poate ne afectează mai mult. Acum, câteva date referitor la ce avem în zilele noastre, ca să știm de unde pornim. Cu ce se confruntă oamenii, cu ce se confruntă copiii noștri, cam în ce lume trăiesc. Pentru că e foarte important să privim mai larg ceea ce avem la ora actuală. Și o să dau citire iarăși câteva, sunt doar aceste două slide, conțin mai multe informații scrise. Numărul de dispozitive inteligente colectate în internet se estimează că va depăși 27 de miliarde în 2025. Cam de 4 ori populația planetei. Se estimează că 90% dintre persoane țin o distanță mai mică de 90 cm de corp, telefoane inteligente pe tot parcursul zilei, inclusiv noaptea. Am văzut și pe dumneavoastră, majoritatea are un telefon lângă el. Îl țin toată ziua lângă mine, dimineața, când mă trezesc, primul lucru, pun mâna pe telefon să văd dacă am mai primit anumite mesaje. Sau un telefon pe zonă, în calitate de director, bineînțeles că am și o anumită obligație să fac asta. Dacă în anul 2000 erau circa 400 de milioane de persoane conectate la internet, în anul 2016 s-a ajuns la 3,5 miliarde. Știți cam ce înseamnă asta, jumătate din populație. Estimarea pentru 2021 era că va fi depășit numărul de 4,5 miliarde. În prezent, zilnic, se trimit peste 300 de miliarde de e-mail-uri, se încarcă peste 350 de milioane de poze și sunt puse peste 500 de milioane de postări pe Twitter. În fiecare secundă facem în jur de 63 de mii de căutări pe Google, iar la nivelul întregii zile depășim 5,6 miliarde. Numărul de roboți industriali, asta versus operatori umani, care operau în fabrici în 2019, depășea numărul de 2,7 milioane, în creștere cu 12% față de 2019. Foarte interesant, cel mai număr de roboți era în China, nu în stat. Și în USA, în prezent, sunt peste 850 de mii de drone comerciale sau pentru divertisment. Toate aceste date le-am luat din surse verificate, două surse cel puțin, pentru că pe internet pot să circulă tot felul de informații, unele mai veridice, altele mai puțin veridice. Aș mai adăuga o discuție pe care am avut-o cu o colegă din rectorat, care mi-a spus în felul următor, are două gemene, era în urmă cu 3 ani discuția, sau 4 ani, au plecat într-o vacanță într-o tabără, cred că era fundamentul știin, pentru că nu au luat telefoanele noapte. Regula era că copiii nu au telefoanele aici, ceea ce era o regulă foarte bună. Ei, ne-a spus că a fost șocată că nu fiicele ei, ci alți copii din grup și-au luat, rămas multe la telefon și unde la părinți.
Cam asta e realitatea pe care, la care suntem la ora actuală, ca să definim puțin spațiul în care ne mișcăm, din punctul meu de vedere. Și acum, cum evoluăm din punct de vedere tehnic și ce pot să apară astea? Sunt lucruri pe care doar să poate într-o dezbatere, le putem discuta. Din punct de vedere a comunicării, la ora actuală, partea aceasta de cei 2 ani de pandemie, chiar dacă ne-a afectat destul de mult, plan psihic, mental, în unele cazuri, printr-o lipsă de discuții sau, mă rog, de întâlniri între noi, așa cum suntem obișnuiți, aduce anumite oportunități din punct de vedere al comunicării. În imaginea de sus, vedeți o bucată dintr-un congres al IBM, în care toți pereții sunt formați din ecrane. Există o posibilitate și o discuție în viitor, omenirea să evolueze despre așa ceva, astfel încât acasă să poți să-ți activezi 1, 2, 3 ecrane, să poți intra în comunicare cu o familie aflată peste ocean, sau să poți să-ți modelezi cum vrei locuința în acord cu o telecomandă pe care ai în mână sau poate nu cu o telecomandă, poate cu niște gesturi. Ce o tendință care ține de comunicare până la urmă. O comunicare basic pe care am și eu acum e comunicarea prin display. Numai că e la un alt nivel mărit și mult mai ușor de comunicare. Apoi, ochelarii de tip VR, de tip realitate virtuală, sunt deja destul de folosiți, deocamdată mai mult pe zona de entertainment, dar din punctul meu de vedere și la modul în care evoluează lucrurile, vor avea o transformare sau vor fi, și o să vedeți într-un filmuleț imediat ce avem la ora actuală, pot să evolueze spre o capsulă în care după o anumită vârstă, 80-85 de ani, să poți zilnic petrece câteva ore și merge prin toată lumea. Merge în jungla amazoniană, e adevărat, poate fără feeling în prima fază, dar la ulterior s-ar putea ca și orice lucru să se întâmple. Poți să mergi la o surdă într-o biserică. Așa cum acum, o formă de realitate virtuală, de aici și întrebarea mea, e televizor. Oamenii sunt bucuroși să ascultă o slujbă la radio, erau acum 50 de ani. Acum sunt bucuroși să ascultă o slujbă, cei care nu se pot deplasa, bineînțeles. Bucuroși să ascultă o slujbă la televizor. S-ar putea să fie bucuroși să simte că sunt în biserică. Chiar dacă e o realitate virtuală. Dar, nu știu dacă ați folosit acei ochelari de tip 3D, e destul de bine făcută și va evolua. Deci va fi mult mai bine. Realitatea augmentată presupune, prin digitalizare, adăugarea de informații peste imagini reale. Și o să vedeți într-un filmuleț imediat. Și poate să se aducă pe comunicare niște lucruri destul de interesante. Mă întâlnesc cu dumneavoastră, am o pereche de ochelari de genul acesta, cu realitate augmentată, prin care, fără să vă cunosc, mi se dau anumite informații despre dumneavoastră. Normal, contează filtrul pe care pot. Informații pe care le găsesc pe Google, poate cu recunoaștere facială și poate unele lucruri s-ar putea să-mi schimbe comunicarea. S-ar putea să fiu foarte bucuros să ne vedem sau s-ar putea să nu fiu bucuros dacă am anumite preconcepte. Dincolo de asta, poate să mă ajute pe de altă parte comunicare. Ne-am întâlnit astăzi, sau cu studenții mei, de exemplu, mă întâlnesc, nu mai știu dacă sunt studenți, au fost studenți, sau, mă rog, ne-am întâlnit cu studenți de Universitatea de Vest, la o convenție și atunci mi-ar fi mult mai ușor să știu ce e cu acea persoană. Translatoare universale. Limbile străine s-ar putea, deocamdată, nu e încă situația respectivă. Părea mea că translatorii, de tip uman, se vor reduce ca numă. În momentul în care se va realiza o sinteză a vocii, asta e principala problemă la oratorie, pentru că translatoare universale avem, mai că traduc textul scris, sau, mă rog, pot să interpretez deja și limba vorbit. În momentul în care avem, ne deranjează să auzim undeva, nu putem să vorbim în același timp și auzim o traducere, astfel încât să vorbim și să ne traducem, cumva, să se citim un text adus pe care nu îl înțelegem. În momentul în care sinteza de voce va aduce foarte mult cu vocea mea, e vorba de mine, nu e vorba de alte persoane, poate nu m-ar deranja să am un dispozitiv undeva atașat care să facă o comunicare mai ușoară cu un chinez. O formă de respect vorbind în limba, de exemplu. Bun, acum sper să și meargă
Un prim filmuleț e vorba de un proiect al Universității Politehnica, e vorba de colegii de la Centrul de E-Learning. Dați încerc să pun șurpită sonor, dar nu știu cum se vor. Da. Nu se prea poate. Ok. E vorba de cartierul Elisabetin, modelat cu realitate augmentată, cu realitate virtuală, se vede în partea de final a filmulețului, se vede cum e telefonul mobil, îl pui pe clădire și se arată clădirea din urmă cu un anumit număr de ani. Se vede cum îți adaugă informații pe acele, se vede prezența într-o biserică și anumite informații legate de acea biserică. Da. E vorba de informații care ajung mult mai ușor și mult mai direct, primul la copii, primul la tine, dar bineînțeles la orice persoană. Deci folosirea tehnologiei în a ne cunoaște mai bine trecutul, în a cunoaște religia, în momentul în care vorbim de o biserică. Nu? Și modelarea, bineînțeles, a acestor spații. E un proiect pe care l-am realizat în Politehnică. Am încercat să aduc în prestare și lucruri care se fac în Politehnică, dar bineînțeles și lucruri care se întâmplă în afară, care toate pot să fie la un nivel diferit. Nu a fost modelat doar cartierul Elisabetin, sunt modelate mai multe cartiere și proiectul face parte din Starea Capitală Culturală. E un proiect în care îmbinăm arta și tehnologia. Colegii mei de acolo, să vedeți, e realizat de studenți. E partea de o secundă că am pornit la următorul. Nu, n-am mai făcut niciodată o prezentare cu două și cu laptopul să mă și dincolo, dar de data asta e situația. Îmi pare rău că nu aveți, o să aveți la următorul un sonor. Acum se văd lucrurile care s-au lucrat cu realitate augmentată. Vedeți clădirea care apare și îți oferă anumite informații pe telefonul mobil. S-a făcut și o modelare de spațiu. Poate ați apucat să vedeți, era rectoratul Politehnicii în interior. Era modelat 3D. În momentul în care te întorceai, vedeai efectiv toată descoperirea, chiar dacă nu era reprezentat acolo. O să trec la următoarea. Asta încerc să vă dau drumul și cu... E vorba de Notre-Dame de Paris. E un... pot comercial. E vorba de ochelarii 3D de care spuneam, cu care poți să intri efectiv în catedrală, poți să vezi modul în care aceasta a fost construită, poți să te plimbi sus, fără să urci acolo. Sunt foarte bine că a avut un incendiu, poate că a venit o zonă mai posibilitate, fiind de reconstrucție. S-a făcut acest soft cu acei ochelari și efectiv depinde din toate catedrale. Asistat de persoane de vis care știu să spună automat despre ce e vorba acolo. Bun, am terminat cu filmulețele. Și acum am terminat cu partea de comunicare, sau mă rog, parția. Ajungem la power. Bun, mă grăbesc. Partea de deplasare. La partea de deplasare, la ora actuală vorbim foarte mult de vehicule autonome. O să trec foarte rapid în vizită. Transportul pe calea ferată este foarte ușor de făcut automatizat, pentru că avem o linie pe care o știm, o stăpânim, ne punem niște senzori, ne punem o procesare de imagini în cazul care ne apar niște obstacole și trenul va merge fără niciun mecanic. Mai sigur, în multe cazuri, dacă mecanicul adoarme, se poate întâmpla ceva. Algoritmul care va conduce nu va adorme. Zborul condus la distanță, la ora actuală, există pe zona de aterizare și pe zona decolare. Există cazuri în care avionul e condus din turnul de control. Piloții sunt acolo doar să supravegheze dacă se întâmplă ceva. În viitor, s-ar putea ca acele avioane să fie conduse de la distanță, tot așa, de algoritm, asistați de oameni. Transportul de mărfuri se vedează cel mai bine la ora se discută, fiind interese pe zona comercială, e vorba de bani, chiar am discutat înainte, discută de posibilitatea de a avea, și aici e cea mai mare deschidere, de a avea transport de mărfuri, acele tiruri pe care le știm, cu mașina autonomă, cu un tir care nu mai are șofer. Știm foarte bine ce probleme sunt vis-a-vis de, mă rog, șoferii de tir care au o viață mai complicată, e foarte greu să-i găsești. Poate că nu ne are cazul la o sindicate care nu convin, dar nu asta e ideea principală,
și automatiza și firmele, companiile sunt cele mai deschise să aibă astfel de lucru. Mașinile autonome, se discută și aici, destul de mult, va fi puțin mai greu, pentru că e vorba de noi, să urci într-o mașină pe care nu o conduci, e vorba de modul în care suntem obișnuiți, dar, probabil pentru generația care se nasc, s-ar putea ca acest lucru să nu mai fie așa o problemă. Onest, vă întreb, eu personal, dacă ar fi să mor într-o mașină, cineva care și-a luat cornetul de conducere, care știu că foarte bine că nu e prea atent în trafic, da? General bărbat, nu femeie, pentru că femeie sunt mai atent în trafic. Dacă aș prefera să fie o mașină autonomă care e condusă de un algoritm, care funcționează pe toți senzorii, comunică cu alte mașini, după cum vedeți în figura de sus, primește informații de acele mașini, știe tot timpul ce se întâmplă în trafic, da? Sau cu începătorul care tot timpul vorbește cu mine și nu atent ce se întâmplă. Eu cred că sunt cu mașina autonomă. Dar trebuie pentru asta să am o schimbare de perspectivă. Conducerea de cuferimentul, probleme de etică. O problemă, cred că s-a mai discutat pe doamna noastră, problemă de etică foarte simplă. Am o mașină autonomă, sunt în mașină în partea din spate, apare un copil în fața mașinii. Ce face algoritmul? Pe cine omoară? Asta e o problemă de etică. În sensul că dacă faci un viraj complicat, mă omoară pe mine, dacă nu trece peste copil sau peste acel obstacol care poate fi un copil. Asta e o problemă mult mai complicată. N-am un răspuns. Aici sus aveți, trec foarte rapid, un proiect, trebuie să mă sincronizez și mi-e mai greu dată, sus aveți un proiect legalizat de către colega mea de Politehnică, Călin Popa, pe zona de inteligență artificială cu procesare de imagini, în care identifică toate mașinile aflate pe stradă, cu roșu e zona, roșu sau verde e, nu-mi dau seama de aici, sunt cum arată ele în realitate, cu verde, iar cu roșu, cum au fost identificate de către algoritm. Vedeți că încă e o distanță, o diferență destul de mică, dar mai departe, trec peste partea de holograme 3D. Sănătate. Așa arată speranța de viață din 1770 până în prezent. Observați, 35 de ani, 1770. Ok. Așa arată speranța de viață, 35 de ani în 1770, la ora actuală, cea mai speranță de viață, 89 de ani în Monaco, 85 de ani în Singapore. Nu știu că diferență mare între 85 și 89 de ani, dar între 35 și 85 e o diferență foarte mare. Observați undeva în anii 1900 și apariția penicilinei a crescut speranța de viață. Deci, medicina poate ajuta foarte mult. Roboți, ce se întâmplă în sănătate? Jurământul lui Hipocrate, foarte scurt, vorbește despre sănătate și despre modul în care observăm și asigurăm sănătatea. Nu vorbește despre nemurire, nu vorbește despre schimbări în ceea ce înseamnă corpul uman. Cu toate acestea, ori actual, una în trei persoane suferă de atacuri de panică, până în 2030 numărul persoane care suferă de demență crește cu 40%. Apropo de ce a spus de cartea respectivă, ce a spus doamna decan. Dezvoltarea zonei farmaceutice, nu o să mai insistez despre ce vorba la ora actuală, chimia poate explica aproape tot, poate explica stresul, poate explica comportamentul nostru prin ceea ce secretă organismul și prin ceea ce înseamnă asta, bineînțeles mai puțin suflet. Nu o să mai intru pe prevenție, foarte important, ne putem monitoriza diferite funcții ale organismului prin prezența anumitor senzorilor, dacă avem ceasul mobil sau telefon mobil care ne monitorizează temperatura, poate la un moment dat să anunțe prin cloud care este starea de sănătate, medicul să măsure și să spună așa să te ia medicamentul ăla, pentru că dacă nu, într-o oră ești mort. Social și politic, foarte scurt, din păcate aici sunt niște probleme, știți foarte bine că sistemele de tip, adică dictaturile, se pot folosi de tehnologie pentru a vedea tot ce se întâmplă, pentru a interpreta fața, pentru a vedea dacă ești trist, pentru a înțelege prin anumite interpretări date de algoritm, dacă pui ceva la cal. Știți bine că deja se întâmplă acest lucru în lume. Nu e vorba de România, Doamne ajută. Schimbarea sistemului juridic a putea să aibă loc. La ora actuală este practic de Kahneman, bias se cheamă, în care spune în felul următor. În sistemul juridic, dar și în sistemul asigurărilor, diferențe foarte mari, decizionale, pe aceleași cazuri. Este persoane care fac pușcărie, 20 de ani, și persoane care sunt achitați, pornind de la același caz. Pentru că e o componentă umană acolo. Algoritmul, oricât îl blamăm, s-ar putea să fie mai corect. S-ar putea să ia toate aceste cazuri, să ia un caz care deja au avut loc, să dea o interpretare mai corectă decât o persoană, care poate fi subiectivă. Și finalul. În învățământ.
dascării pot fi înlocuiți. Categoric, da. Da, pot fi înlocuiți, dar e o discuție vis-a-vis de zona pedagogică. Nu vis-a-vis de zona transmitere de cunoștință, ci vis-a-vis de zona pedagogică. Concluzii. 1830, și asta mi-a durat jumătate de minut, 1830 are loc între Manchester și Liverpool, primul transport pe care a ferat. Ca să vedem, s-a făcut atunci un memorandum, s-a trimis în Parlamentul englez și aceștia în 1830 au discutat despre ce urmă să aibă prezența trenului în acea vreme. Cer, turboliniștea vașilor și vorbea mai puțin lapte. Domnul locomotivă va speria în asemenea măsură găinile din întreaga regiune, că nu vor mai putea da ouă. Locomotiva a spus de un fum otăritor că care va ucide toate păsările. Scântile de locomotiva mâine de pe câmp, iar deci prin sate și târgul vor aprinde casele oamenii. Caii vor dispărea cu desăvârșire. Cretorii vor fi amenințați de cel mai mare pericol, deci o explozie a cazanului locomotivă face pe toți praf și pulpe. Asta vis-a-vis de lucruri, dar era o abordare comercială. Acest număr a fost depus de către cei care aveau trăsuri și alte mijloace de transport la acea vreme. Nu de către zona de, să zicem, biserică sau... Bun. Și în final, scuze, am încercat să fiu cât mai repede se poate, am luat un paragraf, nu sunt în domeniul meu, încerc totuși să duc discuția acolo și de aceea zic că sunt cu micul elefețel așa în magazinul de porțelanuri. Facem un om, nu? Geneza, sper că n-am luat citatul greșit, l-am căutat mai multe surse ca să nu fie greșit. Facem unul după chipul nostru, după asemănarea noastră. Știm asta foarte bine că apare în geneză. S-ar putea ca oamenii de știință să interpreteze unii dintre ei sau chiar și zona inginerească, parțial, nu mă refer la toată lumea. Ca asta înseamnă că omul să devină un mic creator. N-aș zice zeu, dar cuvântul e folosit în anumite cărți. Deci, toate discuțiile pe care le avem. Și discuția deschisă, spun doar, am prezentat doar ce se vede ca evoluție, cât am putut de repede. Mulțumesc mult! Acesta științific și tehnic, viziunea despre tehnologie, care, iată, are indiscutabil beneficii, aduce cu sine bunăoară accesibilitate, instantaneitate, sunt lucruri importante, e această prelungire a senzorialității, uneori cu un rafinament și cu o profunzime cu totul specială. Dar, sigur, se pune întrebarea și ne-ați dat și câteva exemple concrete de la viața social-politică și la felul în care se pot amenaja tipurile de soluții pe tehnologii în viața politică, până la deciziile individuale. Noi, în psihologia socială, venim în zona dilemelor sociale. În una măsură, cele mai multe dintre deciziile noastre nu sunt în alb și negru, nu sunt, cum spunem noi, decizii cu sumă nulă. Da? Deci, întotdeauna, putem pierde deopotrivă sau putem câștiga împreună dacă știm să amenajăm o soluție de interacțiune generoasă sau dimpotrivă egoistă. Și aici, cum spuneați, nu cred că un algoritm se va putea vreodată substitui omului. Și asta probabil că ar fi prima întrebare care ar merita să o avem și după aceea am văzut că era o altă întrebare care dorește să intervină. Prin urmare, ce v-aș dori, dacă îngăduiți eu însumi să vă întreb, unde discriminăm punctul acela sensibil în care omul poate să fie despărțit de tehnologie și, sau trebuie să rămână atașat de ea? Spuneați de toate aceste tehnologii asistate de om. Până unde putem lăsa, tehnologia să lucreze singură și în ce locuri ar trebui ca omul să fie mereu prezent, cu orice preț? Mi-e greu să răspund. Aș putea spune doar în felul următor. Atât timp cât știința, aici putem știință inginerie, se dezvoltă fără un interes comercial, imediat, lucrurile pot să fie în momentul în care interesul comercial apare, poate să apară și în economia. Și atunci trebuie să apară niște reguli care să limiteze anumite consecințe ale utilizării tehnologiei. Unde? Mi-e greu că limita se va tot muta încet. Se va tot muta încet pentru că vor fi tot mai mulți oameni care vor crește în tehnologie și cu tehnologia. Este niște schimbări între generațiilor actuale.
la 5 ani de zile, la care sunt, adică îmi spun studenți din an de la master, că cei din anul 3 sunt foarte diferiți de ei. Eu n-am auzit niciodată treaba asta până acum. Deci generația mea, generația noastră, nu unde merg, pentru că am făcut facultatea în paralel, am constatat, erau schimbări mai mari începând de la 15-20 de ani. La ora actuală, schimbările majore sunt la 5 ani și asta înseamnă o dinamică, pentru că nu știu că suntem pregătiți. Și cred că științele acea, sociale, poate, pot să spună mai mult în partea asta. Vă rog. Da, vă mulțumesc. O să vă dau o veste bună. Să știți că ați vorbit ca un teolog. Chiar dacă sunteți om de știință, nu sunteți precum ați încercat să vă autoportretizați. Pentru că întrebarea vine în felul următor. Oare nu toate aceste căutări sunt, de fapt, o memorie a conștiinței umane? Pentru că Sfinții nu se sfiesc să vorbească de o memorie a morții, memoria păcatului, memoria vieții și m-aș lega chiar de gestul dumneavoastră cu totul deosebit în care a spus între ghilimele întâlnirea cu Matura Sfinților Părinte de Mitropolit. V-ați sunat mamă. Nu cumva acest gest este tocmai gestul memoriei dumneavoastră lăuntrice pe care l-aș așeza oarecum în oglindă cu tot ceea ce mi-a sugerat. Mă duc în catedrală, îmi pun ochii aceia, ochelarii speciali și practic parcurg cu ei istoria. Nu cumva oare aceasta este o căutare exact a ceea ce omul nu poate cuprinde prin tactil, pentru că el încearcă să substituie memoria lăuntrică, nu spun memoria internă ca să nu cadă în alte spații, o memorie lăuntrică pe care Dumnezeu de fapt i-a dăruit-o în căutarea a ceea ce înseamnă devenirea sa iconică. Și atunci, asta era întrebarea. Nu cumva tehnica este o întrebare a conștiinței? Mulțumesc. Din ce mi-ați spus, concluzia e da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu... Cred că asta e menire. Dar nu știu dacă întotdeauna se ajunge acolo. Sau nu se merge pe lângă tu. Dar cred că asta e, cred că asta e răspunsul. Mulțumesc. O întrebare, întrebare din Zador. Mă iertați că intervin și cu toată dragostea aș vrea să punctez două lucruri. În intervenția domnului profesor Lemeni se punea întrebarea cu ce preț? Apropo de capitolul unde ați vorbit de sănătate, de transporturi, cu ce preț toate astea? Și vă dau un mic exemplu. Știți că în România și în lume, numărul copilor cu autism este într-o creștere exponențială. Acum câțiva ani se vorbea de 1 la 1000. Astăzi se vorbește de 1 la 44. Știți că cei care lucrează cu astfel de copii spun că e un tsunami de copii de la câteva luni până la un an, doi, se vorbește mai ales de autismul virtual. Doar atâta să vă gândiți. Cu ce preț pe seama acestor copii și familiilor lor? Bun, e foarte bun progresul ăsta, dar e un preț și ne permitem să-l plătim? Eu am prezentat chiar, n-am cum mă referit la copii, m-am referit la creșterea demenței la persoane cu 40% în următorii 10 ani, că era prezentat pe slide. Deci sunt niște costuri pe care nu prea sunt evaluate la ora actuală. Încep să apară informații în ultimii 10-20 de ani și referitor la ce a spus dumneavoastră, acest lucru vedem în jur. Dacă s-ar face o evaluare, probabil atunci s-ar putea vedea, ar apărea niște reguli. La ora actuală, suntem într-o fază de început. O altă formă de barbarie tehnologică, sună ciudat ce spun, în sensul în care nu prea există reglementări. Și exemplu cel mai simplu e internet. Internetul la ora actuală nu e reglementat deloc. La ora actuală, informațiile pe care le luăm de acolo pot să fie bune sau pot să fie foarte proaste. De multe ori, sursele sunt confundate. La un moment dat, unul dintre prietenii mei mi-a spus că în provincia din China, care a început partea COVID, îmi scapă numele acum, că 20 de milioane de numere de telefon au dispărut. Și am fost curios și m-am uitat să văd câtă populație are provincia. Provincia avea vreo 7 sau 8 milioane. Și am spus să nu mai spună lucrurile astea, pentru că nu pot fi adevărat. Dar mi-a zis foarte sigur că a citit de pe sursă de pe internet, care era foarte sigur. Era un forum. Deci sunt lucruri care nu sunt evaluate. Sunt constatări pe care le facem pentru că suntem într-o dinamică, așa cum am spus, foarte accentuată, cu care nu suntem obișnuiți.
și se împinge într-o zonă și despre zona comercială, mă refer la, la partea de, de, nu de știință, ci mai mult de tehnologie, în a face multe lucruri, fără a fi evaluate niște consecințe. Aveți dreptate. Costurile pot fi mari, dar nu sunt evaluate. Vă rog. Îngrijorarea cumva noastră din partea teologiei, din faptul că da, teologie vine din faptul că exact așa cum ați spus, suntem într-o zonă de început și de barbarie, vă preiau termenul. Problema pe care, pe care o vedem este aceea că lucrurile evoluează exponențial. Și că nu știu în ce măsură ne putem permite experimente. După cum am observat în urmă cu, eu știu, 30 de ani, discutam cu un prieten, tot era politehnist la, la vremea respectivă, și aveam tot felul de fantezii legate de, poate într-o zi o să putem să și ascultăm muzică de pe telefon. Și nu ne imaginam atunci cum va fi un astfel de telefon, pentru că trebuie să ai loc să bagi CD-ul în el, deci va fi foarte incomod. Pentru că nu gândeam, nu aveai cum să gândești mai mult la vremea respectivă. În urmă cu câțiva ani, citeam un articol în care spunea că dacă, dacă în anii 80 ar fi existat un, un device care să-ți ofere facilitățile unui smartphone, ar fi mare cât un frigider și ar costa peste $5,000 sau ceva de, de genul ăsta. Dar vedem că lucrurile realmente evoluează enorm de rapid, de la, de la un an la altul, aproape, iar efectele s-ar putea ca cel puțin asupra generațiilor care le trăiesc să fie iremediabile și s-ar putea să fie iremediabile pentru stirpea umană, în general vorbind, pentru că generațiile care vin după noi, noi constatăm că sunt diferențe foarte mari deja între, între noi, care suntem, eu știu, în jur de 40-50, și cei care vin după noi acum, acum studenți. Pentru că tehnologia realmente ne, ne influențează viața. Mă gândeam la exemplu pe care l-ați dat cu, sunt într-o mașină și apare un copil. Ce va decide algoritmul respectiv? Știți ce răspuns mi-a venit în momentul acela? Probabil când vor exista astfel de mașini, nu va mai exista posibilitatea ca un copil să apară în fața mașinii. Pentru că căile de circulație vor fi proiectate în așa fel încât să nu aibă loc astfel de interferențe. La început nu va fi așa. La început, la început nu, dar pentru ulterior vor apărea de... Și eu chiar sunt convins că va fi... Dați-mi voie să o contrazic, cred că va fi de la început așa și știți de ce? Pentru că, mă rog, mă preocupă într-o mică măsură mersul cu bicicleta prin oraș. Modelul din Olanda este acela de a crea căi de circulație pentru biciclete, pentru pietoni și pentru mașini care să fie totalmente diferite. Să nu interfereze absolut, să nu se întâlnească. Da, asta va fi în Olanda. Dar noi se vor face, prima, vor apare mașinile acele autonome pe care le aducem, sau ne luăm 2-3, nu eu personal, scuze, și au 2-3, care vor circula peste tot. Până când ne vom trezi și vom spune, doamne, am venit ca în Olanda, trebuie să facem un pic în Olanda și tot nu le vor face. Dar s-ar putea atunci decidentul politic să fie un algoritm. Da, dar cumva... Atunci ar putea să fie mai bine. Gândul meu și cumva îngrijorarea pe care avem din partea teologiei ar fi ca totuși să existe un soi de adaptare pe parcurs, un soi de conștientizare în rândul chiar a celor care cercetează în domeniile acelea, acestea care sunt absolut fascinante. Doamne, nu vă spun că în perioada asta de pandemie, când am stat online, am fost foarte bucuros că muzeele din Europa și-au deschis porțile online și am făcut vizite virtuale în British Museum, unde sunt foarte multe artefacte biblice, fiind toți conectați online. De gratis. Un lucru e un cuvânt care e foarte important pentru noi. Noi am fost. Deci, în al doilea rând, consecințele acestei vizualizări doresc să crească o altă mentalitate. Bine, ce am învățat... Mentalitatea aceasta are rezultate metafizice, nu are... Absolut. Nu, este un documentar foarte interesant, Dilema Socială. Eu am întrebat răspunsul. Aici am primit răspunsul. Am văzut și da, că acolo se spune, când ți se oferă pe net ceva pe gratis, tu ești... Deci nu cred în iremediabil. Nu cred în iremediabil la acest nivel. E adevărat, poate fi mai greu refăcut,
Cred însă că s-ar putea un rol important sau un rol să se crească vis-a-vis de întrebările cu care eram obișnuiți sau cu care erați obișnuiți în special dumneavoastră. Ce sunt eu? Ce suntem noi? Ce facem? Ce trebuie să facem? Întrebările vor devine mai complicate în momentul în care și asta se va întâmpla. Automatizarea, fie că e vorba de roboți, fie că e vorba de alte lucruri, vor înlocui oamenii de la primul nivel de lucru. Atunci, cred că vor apare întrebări mai complicate, pentru că acei oameni vor fi pe undeva și vor trebui să-și dea un sens. Conștiință. Da, deci, vă rog. Permite o mică intervenție. Există un triptic, teonomie, antropologie și autonomie, pentru că ați folosit foarte des autonomie. Antroponomia s-a dus ca probator acest text din Geneza. Vedeți, acolo noi folosim, vorbim despre logica gramaticală a verbului, o paradigmă latină. Facere, facere, feciuti factum, să facem om. Dacă ne ducem în originalul grecesc, nu mai apare a face, adică nu se referă la o construcție de tip sau de ordin material, ci apare poezomen antropon. Să facem poezie, adică printr-un act poetic îl concepem pe om. E mult mai mult decât pregnanța aceasta redusă, dacă vreți, în absurdul material. Este ceva meta-fizic. Și atunci, autonomia aceasta, care se pare că provine din antroponomie, avându-l pe om ca măsura tuturor lucrurilor și debordându-l de orizontul teonomic, nu duce într-o demononomie? Dacă îmi permiteți, în secolul XVI, în Olanda, a trăit la finalul secolului XVI, un teolog de sorgintă protestantă evanghelică numit Giacomo Bello. Și spunea o chestie foarte interesantă. L-am întrebat pe Satan așa: de ce ai ieșit din paradis? Iar el a răspuns: am vrut să devin autor. Mulțumesc. Da, interesant. La prima întrebare, cred că trebuie să mă pun să vă fac și un algoritm de-al meu, pentru că puteam spune doar da. Eu nu înțelegeam foarte bine. Ați intrat într-o zonă puțin mai tehnică, să zic așa, pe specificul dumneavoastră, profesorii dumneavoastră. Și atunci mi-era greu să vă răspund, pentru că nu am înțeles foarte bine. Dar putem discuta și după. Dar mi-a plăcut exemplu. Da, e o discuție. Sunt de acord. Orice poate fi dus într-o parte sau în altă. V-aș cere permisiunea, din nou trebuie să intervin și să joc acest rol de moderator foarte ingrat, mi sunt atât de multe întrebări. Mai era o întrebare în sală și vă rog să fie ultima întrebare la această prezentare, urmând mai apoi, eventual, în spațiile informale, să puteți continua dialogul cu domnul profesor. Eu aș vrea să mă întreb referitor la partea aceasta de vizual, dar vizualul legat de întreaga experiență. Ați vorbit și de ochelari și de capsulă să participă. Oare țelul sau, mă rog, miza până la urmă nu este de a ajunge la direct la centrii nervoși și de a trăi întreaga experiență ca și cum am fi acolo mai mult decât ceea ce ați spus dumneavoastră? Există cercetări în sensul acesta? Am o galerie de artă contemporană și vreau să știu dacă mai arăt niște pași și fac saltul direct acolo sau... Nu, cred că intenția e să ajungem. Așa cum spuneți, deci fazele de acum sunt tot așa începuturi. Deci cred că e clar că vrem... E o lume a senzațiilor, până la urmă. Ne referim, dar după o anumită vârstă, vă spun experiența tatălui meu. Tatăl meu e... folosește un car. A avut un atac cerebral la urmă de ani de zile. E foarte greu să stai toată ziua pe un scaun. Și mama e asistentă, îl ajută, dar e foarte greu să stai toată ziua pe scaun și să te uiți la televizor sau, mă rog, mai iese afară, în curte. Deci, chiar dacă am pus acel ochelar virtual și am pus, nu i-a plăcut, dar nu i-a plăcut pentru că l-a stresat puțin, l-am dus deasupra New York-ului și atunci a avut un impact mai major, așa. Dar cred că în unele cazuri nu înlocuiesc, ci îți asigur o bucățică, mă refer la vârstă mai înaintată, în rest, am spus, poate e folosit ca informație, dar sunt de acord. Nu e ceea ce ne dorim. E un simulac, puțin. Din punctul meu de vedere. Mulțumesc, scuze dacă am fost prea lung.
Ștefan Cârstea de la Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Hoia Pulbeni, care iată ne va vorbi dintr-o perspectivă aparent strict pozitivistă, dar cel puțin prin timp înțeleg că e mult mai mult decât atât. Vă rog. Domnule Adrian, revenit pentru faptul că m-a invitat aici, apoi pentru toți organizatorii de această superbă conferință. Eu lucrez la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, lucrez pe în domeniul cercetării în fizică matematică, mă interesează foarte mult și teologia. Și ceea ce am să vă și vorbesc astăzi despre legătura între transumanism și taina crucii, mai bine zis, cum anume taina crucii pune anumite frâne în acest demers transumanist care pare a fi abuzat de un chitotesc. Este cumva ceea ce am să vă spun o continuare a ceea ce a spus domnul profesor Lemeni, deși noi n-am vorbit între noi, dar cu atât mai mult cât însu a făcut acea prezentare legată despre ce sens are suferința și crucea. Cu Cristi este următorul, prima dată voi vorbi despre introducere și motivație, apoi legile naturii indigenea științifică și creștină, în care vom vedea că reprezintă o limitare puternică a demersului transumanist. Apoi vom vorbi despre simbolistica nivelului cuantic și transfigurarea creației. Mecanica cuantică a adus, zic eu, cel mai mare șoc în lumea științifică prin faptul că a deschis o practică către spiritualitate, către filozofie și teologie, prin toate rezultatele ei absolut paradoxale care le-a avut. După aceea vom vorbi despre transumanism, azi cam cum este văzut, și în final vom trece concluziile. După cum se știe, dezvoltarea tehnologiei astăzi a ajuns practic un fel de paradigmă, un fel de valoare fundamentală omului postmodern, prin care transumaniștii vor să-și atingă scopul. Acum, sincer să vă spun, ideea transumanistă, știți că este veche. Leonardo da Vinci, când pe vremuri proiecta costume de scafandru, dacă cineva s-ar fi studiat ce înseamnă transumanism, atunci ar vizit de el că este un transumanist, că vrea să facă oamenii să trăiască ca pești. Dar astăzi este cu totul altă paradigmă, în ideea că transumanismul vrea extinderea capacităților umane pentru a crea, exact cum a spus profesorul Lemeni, paradisul terestru și, în final, să învingă moartea. Paradisul terestru creat cum? Prin o dezvoltare a conexiunilor între om și mașină, iar învingerea suferinței și a morții prin ideea de informație genetică care caracterizează tot omul. Adică omul nu mai este o persoană, ci este o mașinărie biomoleculară, perfect decriptabilă din punct de vedere informațional. Iar asta cum se poate face? Oamenii spun, ok, nu avem creiere suficiente. Creierul uman are anumite limitări, nu poate să descifreze complexitatea omului, dar sigur inteligența artificială, prin dezvoltarea extraordinară pe care o are, va putea acest lucru, mai ales prin intermediul quantum computing, care tinde să fie ceva absolut revoluționar cu privire la viteza și capacitatea de procesare. Bun. Este posibilă înfrângerea suferinței și a morții în tehnologie? Da, spun transumaniști, pentru faptul că tehnologia se va dezvolta în mod absolut galopant și vom putea să controlăm acest lucru. Ceea ce vom face în această prezentare este să arătăm că legile naturii, legile fizicii, legile chimiei, biologiei, dacă vreți, nu vor permite acest lucru. Prin urmare, tot ceea ce spune Jacques Attali, ce se va întâmpla în 2050, pe unul va mai muri, nu știu ce, vom arăta că sunt false, de fapt. Bun. Revenind acum, legile naturii, viziunea științifică și creștină, după cum știți, cosmologia Sfinților Părinți spune că Dumnezeu a făcut lumea din nimic, prin plasticizarea logoilor, prin plasticizarea rațiunilor divine, iar modul lor de manifestare, anume tropoi, prin intermediul energiilor necreate, s-au activat în lume și astfel avem lumea care o vedem. Asta este viziunea creștină. În viziunea științifică avem Big Bang-ul, mă rog, cu marile lor probleme de interpretare, cu fisurile lui, în care ei încearcă să explice legile lumii, prin tot prin legile lumii, deci este ceva circulat, dar oamenii de știință se acceptă. Apoi, aspectul trinitar al facerii se observă foarte frumos în sens inteligibil prin trinitatea logos, energie necreată tropos, iar la nivel sensibil prin existență care simbolizează pe Tatăl, prin rațiunea oricărui lucru înspre pe Fiul și prin ierarhizarea în care există în lumea care simbolizează pe Duhul Sfânt. Asta este, cum știți, în Sfântul Maxim Mărturisitorul, cred că în răspunsul pentru Talasie. Apoi, toate rațiunile divine din lume sunt legate în logosul divin și toate iradiază din el într-o anumită ierarhizare pe care știința astăzi le denumește în acest fel. De fapt, și Sfântul Maxim Mărturisitorul le face această ierarhizare în structura pe care am vizionat. El face cinci
de 5 nivele principale. Ultimul nivel este legat de nivelul divin, ca să zic așa. Eu aici n-am pus nivelul divin, am pus doar primul nivel cuantic. Apoi nivelul macroscopic al organic, în care avem materie, energie, bacterii și nu știu ce. Apoi am nivelul organic vegetal sau slab organizat, nivelul organic animal puternic organizat, în care intervine și omul, și în final apare nivelul uman. Nivelul cuantic este cel fundamental pentru că este cărămizile spațiului timpului și materii și vom vedea că nivelul divin cumva simbolic se regăsește tot în nivelul cuantic. Acum, toate aceste nivele sunt legate între ele. Și să le luăm pe rând. Nivelul cuantic, în primul rând, este caracterizat de stări. Nu mai este caracterizat de aspecte care se măsoară exact. Eu nu mai pot măsura un obiect, să spun, are masa cutare, energia cutare, este la distanța cutare. Obiectul are o stare. Starea aceea îmi permite sau nu îmi permite să măsor ceva. Este ca dacă vezi că am relații interpersonale, nu pot să cunosc o persoană dacă nu îmi permite starea lui. Apoi, este definit prin suprapuneri de stări. Deci un sistem cuantic nu este o stare, dacă vreți, este o suprapunere de stări. Este dacă vreți un nor cu ceva diafan. Apoi, au o dinamică comunitară. Va termenul este cam tare, pentru că se referă la om când spun comunitar, dar aici stările cumva sunt legate între ele, pentru că ecuația care descrie dinamica acestor stări este echivalentă, asta s-a arătat destul de târziu, cu ecuația replicatorului care descrie dinamica de populații care apare în interacție și schimbă strategia astfel încât devenirea lor să fie optimală în sensul payoff-ului, în sensul bunăstării, ca să zic așa, întregii populații. Ecuația Schrödinger care descrie stările cuantice este exact la fel din punct de vedere formal. Prin urmare, la nivelul acela cuantic există această, hai să spunem, nu comuniune, că e prea mult spus, dar o legătură foarte puternică. Apoi, trecerea de la nivelul cuantic la nivelul organic este una din marile probleme ale fizicii de astăzi, anume cum anume trec de la natura asta diafană la ceva, ca să zic, tare și ceva dur, încă materia macroscopică. Că noi nu suntem niște cunori diafani, noi suntem niște corpuri dure. Și cum anume trec? Știința de astăzi spune că această suprapunere de stări cumva colapsează într-o singură stare care ia toată informația acelor stări și toate aceste stări dispar. Deci, practic, se sacrifică toate stările ca să iasă doar una singură care reprezintă corpul macroscopic. Asta se numește colapsul funcției de unde sau colapsul stărilor în care se apare lumea care se zice că macroscopic. Bun. Apoi, asta se duce la nivel macroscopic. Nivelul acesta în organic este folosit, se sacrifică și el pentru nivelul organic. Evident, avem această ierarhizare prin care materia organică este folosită de către materia organică pentru hrănire, cum știți foarte bine. Nivelul organic vegetal este apoi folosit de către nivelul superior, anume nivelul organic animal. Și în final, nivelul organic animal se sacrifică, să zic așa, este folosit de nivel uman pentru a se dezvolta. În final, evident, omul se sacrifică pentru Dumnezeu și Dumnezeu, evident, că apoi se sacrifică pentru om. Asta ar fi, ca să zic așa, să închidă acest ciclu. Ce observăm aici? Că la fiecare din aceste nivele avem comuniune și jertfă pentru nivelul superior. Deci, practic, avem o dinamică de tip comuniune și jertfă. Avem o liturghie, dacă vreți. O liturghie cosmică. În tot universul, la toate aceste nivele, există o liturghie cosmică. Mai mult, dacă ne referim asupra lumii vii, în lumea vii există aceleași ierarhizări. În evoluționismul darwinist de astăzi, deci, atenție, evoluționismul darwinist care îl propovăduiesc biologii atei, ei spun așa, nu putem explica complexitatea lumii. Pentru că toate aceste mecanisme de selecție, de mutație, de nu știu ce, nu ne duc nici la complexitatea lumii, dar și-au fost forțați să introducă un alt concept, conceptul de cooperare. Populațiile cooperează între ele. Evoluționiștii, cum spun, ceea ce evoluează nu este individul, ci este populația. Iar evoluționismul nu este decât schimbarea de informație chimică, biologică, genetică, între membrii unei populații. Dar pentru a evolua, spun ei, trebuie să avem cooperare. Cooperare care nu este pe gratis. Adică trebuie să mă sacrific eu, ca individ, pentru populație. Ei nu știu să explice de unde vine cooperarea, pur și simplu, așa merge. Din punct de vedere creștin, putem accepta, pentru că după căderea în păcat, natura a devenit stricăcioasă. A intrat, dacă vreți, troposul morții în lume, a intrat toată stricăciunea și noi, oamenii, spre exemplu, din darul plenar al vieții, au ajuns cu ce cu instinctul supraviețuirii și toată natura de stricăcioasă. Și atunci a intrat, dacă vreți, evoluționismul darwinist în lume și putem explica acest lucru. Și cooperarea și ea are 5 trepte de evoluție. Avem cooperarea cu selecția anumită. Individul asemănător genetic cooperează, se sacrifică. Apoi avem selecția de grup.
grupurile intră în competiție între ele și numai grupul în care există cooperare învinge în momentul în care există competiție. Apoi, selecția spațială. Grupurile și populațiile învecinate spațial se ajută unele pe altele, mai mult decât cele care nu sunt învecinate spațial. Apoi, avem reciprocitatea indirectă. În interiorul contactelor repetate între indivizii unei populații, cooperarea începe să se dezvolte pe măsură ce există cooperare. Tot timpul. Și în final avem reciprocitatea indirectă aplicată mai ales la populațiile evoluate, prin care ne ajutăm și cooperăm unul cu altul și asta ajută comuniunea, deoarece oamenilor le place să ajute pe cei care au ajutat la rândul lor de alții. Deci asta există în domeniul luminii. Biologii mai ales studiază acest lucru. Este o carte superbă a lui Martin Novak, care a fost profesor la Universitatea Harvard de matematică și biologie. Acum a intrat un pic în disgrație pentru că a avut niște legături cu Jeffrey Epstein, care i-a trimis niște bani. Și are o carte foarte frumoasă, se numește Exploring the Equations of Life, în care arată cum matematic din ecuația replicatorului de care v-am spus mai inițial, care arată dinamica comuniunii, se rezultă foarte frumos toate aceste ierarhize. Acum, deci, sacrificiu și, deci comunia și sacrificiu există în toată lumea. Ele sunt strâns legate de taina crucii, după cum știți foarte mult. Și vom demonstra acum cum anume în univers taina crucii apare mult mai pregnant. Și dumneavoastră știți foarte bine că în Sfântul Maxim Mărturisitor, în capetele gnostice, a spus foarte frumos: cine a înțeles taina crucii, a înțeles tot, pentru că toate se cer prin cruci. Bun. Sfântul Maxim spune, era în Antigua, următorul lucru. Crucea ne arată trei lucruri. Ființa din care învățăm înțelepciunea sau. Apoi, pronia, din care învățăm cunoștința. Și judecata, din care învățăm virtutea. Astea sunt cele trei lucruri pe care le spune crucea. Printre altele, evident, simbolistica este mult mai vastă. Tot Sfântul Maxim Mărturisitorul ne arată că în momentul în care vrem să cunoaștem natura, deci cunoașterea, revelația naturală, cum spun teologii, avem 5 moduri ale contemplației naturale. Ele, de fapt, sunt 10, că au fost de la Aristotel, sunt maxim luat de la Aristotel, dar le-a condensat în cele 5 moduri fundamentale, anume substanța care ne învață ființa, mișcarea care ne învață pronia, diferența care ne învață judecata, unirea care ne învață liberul arbitru și, în final, stabilitatea care ne învață moralitatea voluntară. Observați aceste trei. Ia uite, substanța, mișcarea și diferența ne învață exact cele trei pe care Sfântul Maxim a spus că reprezintă crucea, taina crucii. Perfect. Dar acum haideți să vedem ce înseamnă din punct de vedere fizic și științific substanța. Substanța înseamnă materie. Ce înseamnă mișcarea? Mișcarea nu înseamnă decât energie. Ce înseamnă unire? Ce înseamnă diferența? Înseamnă varietate. Dar varietate ce înseamnă? Informația din univers. Universul este foarte variat. Există o varietate extraordinară.